Nu, frica niciodată. Nu, frica, nu. Presiune, da, dar eu cred că presiune e bine pentru fotbaliste. Te împinge să dai totul pe fiecare antrenament, pe fiecare meci. E normal, uneori poți să greșești, poți să fai bine. Cred că cel mai important e atitudine și toți patronii și suporterii se uită pentru asta. Dar după nu suntem robot și cel mai înalt nivel greșește și noi putem, dar cred că dacă ai atitudine bună, nu ai niciun fel de problemă cu suporterii și cu patron. Da, trebuie să nu avem asta. Trebuie să aveam găsit o continuitate de rezultate, avem castigat 4 ore la rând, după cu Cluj a fost un meci foarte slab și acum din nou avem avut un meci foarte bun. Sincer, acum am venit, asta e al doilea sau al treilea luni și da, am o idee, dar trebuie să știu mai mult despre colegii mei, despre caracter, despre atitudine, pentru ce e puțin ciudat. Eu cred că după meci așa cu Rapid, că tot dintre noi au înțeles că trebuie să avem această atitudine, eu cred că e normal pentru mine că fiecare meci intră așa. Dacă ai văzut asta, dacă ai văzut cel ce putem să facem, trebuie că acum, în continuare, trebuie să facem așa și sper că facem așa. Și am vorbit deja cu colegii mei, dar asta e drumul și trebuie să facem așa cu această atitudine. Lumea vă descrie așa. Aveți cel mai bun lot din România, cei mai valoroși jucători, dar și un lot tânăr. Și cam asta ar fi, de fapt, problema. Aici sunt. Da, poate că e asta, dar tinerii e adevărat, dar nu prea mult. Eu cred că când ai o jucătoare 98 de ani, 99, acum sunt 23 de ani, în fotbal nu mai este prea tineri, nu? Trebuie să avem calitate, dar trebuie să avem continuitate. Nu e important ca pe cartier suntem cel mai bun lot. Acum clasamentul zice asta. Clasamentul zice că suntem în locul 7 și trebuie să ridicăm sus și trebuie, cum am zis, sper că după meciul ăsta cu Rapid trebuie să continuăm cu acea atitudine. Eu cred că problema a fost asta. Calitate avem, dar cum am zis, dacă te duci pe teren cu atitudine diferită de cel ce am avut cu Rapid, nu poți să pierzi cu toată echipa.